Zilele acestea, în piața din Râmnicu Sărat au apărut primii pepeni românești. Grămezile de pepeni verzi sau galbeni fac cu ochiul oricărui trecător, iar pentru a-i convinge pe oameni să cumpere, comercianții le dau și să guste din fructele de sezon. Deși în ultima perioadă a plouat mult, pepenii românești de la Dăbuleni sunt dulci și zemoși. Suntem în perioada de început, pepeni de la Dăbuleni prima săptămână. Avem pepeni românești foarte buni, dulci, îi vindem pe încercate și nu-i nicio problemă. Deci le dați clienților să guste. Da, fără probleme. Îi așteptăm și îi servim. Și cum pofta este mare, mulți cumpărători iau pepeni în ciuda prețurilor destul de mari. Cumpărat până acum pepeni? Da, cumpărătul am plăs, uite-l acolo. Este pentru prima dată când cumpărați românești? Nu. Am mai cumpărat săptămâna trecută tot de aici. Și cum sunt? Foarte buni. În lădinaia mici, care are coaja subțire. Ca zahăr, na. Nu poți să-i dai dulceață prea mult, dar sunt foarte buni. Prima dată când cumpărați da, pe românești? Da, prima dată, da. Da. Vi se pare prețul? Prețul e cât de cât acceptabil, da. Era bine dacă era mai mic. I-ați și gustat până să-i cumpărați? Sunt foarte bun, da. Ați cumpărat până acum? Nu cumpăr. Sunt mai conservatoare, un august mănânc pepeni. La Râmnicu Sărat, un kilogram de pepene verde se vinde cu 2 lei, iar pepenii galbeni costă 3 lei kilogramul. În săptămânile viitoare, prețul pepenilor va mai scădea, pentru că producătorii din județul Buzău, care au astfel de culturi, vor ieși cu marfa pe piață.